După ce a trecut de la PSD la PMP, medicul veterinar Liviu Harbuz, deputat nemțean în mandatul 2012-2016 în Colegiul Uninominal 3, a făcut zilele acestea un anunț neașteptat. Renunțarea la politică și întoarcerea la profesia de medic veterinar și la preocupările sale didactice. Cred că va veni momentul să mă retrag și în viață e foarte important când decizi să te oprești. Cred că e vremea să mă întorc din nou la profesie, e vremea să mă întorc din nou la învățământ, e vremea să fac ce-mi place foarte mult, pentru că dezamăgirile politice și nu numai politice și problemele de familie pe care le-am avut în ultima perioadă și le-am, că tatăl meu nu e foarte bine, m-am decis că nu pot să mai duc încă o campanie, chiar mă simt epuizat. Cauza renunțării la politică este exprimată clar de fostul lider social-democrat, dr. Liviu Harbuz, care spune că dezamăgirile sale față de social-democrații din Neamț sunt legate de faptul că i s-a refuzat funcția de viceprimar al municipiului reședință de județ. Pe de altă parte, nu crede că mai este în stare să facă față unei noi campanii electorale în care deviza politicii nemțene rămâne sfărăria politică. Am decis să trec de la PSD la PVP pentru că la momentul respectiv mi s-a refuzat funcția de viceprimar de către PSD și atunci am considerat că e o nedreptate pentru că am muncit în campanie și cred că mi-am adus aportul la ceea ce înseamnă procentul PSD-ului pe județul Neamț. Și ce reprezintă acum retragerea și din PMP? Înseamnă o retragere din politică. Nu ați fost bine primit în organizația PMP de la Neamț? Bine primit de oamenii care muncesc. De cei care nu muncesc, normal că n-a fost bine văzut sau primit. Dar ca toate partidele există oameni care muncesc, oameni de calitate și oameni care nu fac altceva decât să tragă sfor. Medicul veterinar Liviu Harbuz, ales recent președinte al Colegiului Medicilor Veterinari din București, va candida săptămâna viitoare și la un post de prim vicepreședinte al Colegiului Național al Medicilor Veterinari. De Piatra Neamț va rămâne legat doar sentimental și se va întoarce din când în când să îngrijească mormintele părinților și fratelui său. Absolut. Deci săptămâna viitoare sunt alegerile la Colegiul Medicilor Veterinari Național și candidez pentru un nou mandat de prim vicepreședinte. Am fost ales acum o lună președinte al Colegiului pe București. Mă întorc în clinicile mele și din martie probabil mă întorc și în învățământ. Asta înseamnă că veți rupe definitiv legăturile cu județul Neamț? Cele politice, cele sentimentale niciodată, pentru că măcar să vin să îngrijesc mormintele părinților mei și a fratelui meu. Până la sfârșitul actualului mandat, Liviu Harbuz va rămâne deputat independent. Acesta a fost multă vreme pe hârtie președinte executiv al PSD Neamț, partid în numele căruia a candidat la postul de primar în Piatra Neamț. Brusc, politicianul nemțean, nemulțumit de modul în care mergeau treburile în PSD Neamț, a decis să intre în partidul lui Traian Băsescu, PMP, via UNPR, în numele căruia ar fi trebuit să candideze la încă un post de deputat.